În cuvântul de învățătură rostit după Sfânta Evanghelie, preasfințitul Emilian Lovișteanul a explicat pericopa evanghelică din această zi. Acesta i-a îndemnat pe credincioși să mulțească rugăciunea către Dumnezeu în această perioadă de post pentru curățirea păcatelor și dobândirea vieții veșnice. La eveniment au mai fost prezenți părintele arhimandrit Bartolomeu Androni, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Râmnicului și numeroși credincioși din eparhie. Din cuprinsul Evangheliei de astăzi învățăm să cerem de la Dumnezeu cele de folos sufletelor și trupurilor noastre. În primul rând, să dobândim viața veșnică. Însă, aflându-ne la mănăstirea Surpatele, cerem de la Dumnezeu să aibă grijă de mănăstirile noastre, de monahii și monahiile care se străduiesc să țină aprinsă candela credinței ortodoxe și să păstreze testamentul ctitorilor acestor sfinte lăcașuri. Astăzi, în duminica 5-a din postul mare, când sărbătorim pe lângă sfinții mari care în fiecare duminică i-a fixat biserica să fie pomeniți, pomenim și pe cuvioasa Maria Egipteanca, una dintre marile sfinte ale bisericii creștine, care ne-au dat speranță și de speranță l-a dat la toată lumea care n-a avut dintotdeauna posibilitatea să-și păstreze integritatea spirituală, că nu sunt îndepărtați de la mântuire. Toată istoria acestei sfinte, toată viața ei, arată că Hristos a venit pentru cei păcătoși care se întorc. Pe lângă această sărbătoare mare, pe lângă această speranță pe care Biserica a fixat-o ca să fie amintită viața și lucrarea acestei sfinte, preasfințitul Emilian Lovișteanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a făcut o mare bucurie Sfintei Mănăstiri Surpatele, care are hramul Sfânta Treime, prin prezența la și prin slujirea arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din cadrul Arhiepiscopiei, unde atât în timpul Sfintei Slujbe, cât și după slujbă, a fost un liant între credincioși și mănăstire, a fost un ferbinte rugător.